După ce miercuri s-au deplasat la Turda, handbaliștii suceveni au parte în weekend de un nou meci greu. HC Dobrogea Sud Constanța vine la Suceava din postura de ocupant a locului al treilea în Liga Zimbrilor, în timp ce universitarii sunt pe poziția a noua. În etapa de la mijlocul acestei săptămâni, sucevenii au fost învinși de Potaisa Turda cu 26-31, iar constanțenii au câștigat pe terenul ultimei clasate CSM Alexandria cu scorul de 26-24. Meciul dintre CSU din Suceava și HC Dobrogea Sud Constanța se va disputa duminică de la ora 17:30 în sala Dumitru Bernicu și va fi arbitrat de tandemul Ciutacu-Stamatuiu. În cadrul etapei a 10-a din Liga Zimbrilor se vor mai disputa următoarele partide: HC Buzău, Dinamo București, CSM Focșani, CSM Alexandria, Universitatea Cluj, CSM Vaslui, Politehnica Timișoara, CSM Bacău, CSM București, Mina Urbaia Mare și Potaisa Turda, Steaua București.